Vârsta? 45, parcă la parte, știu ăla. 45 și ce vă supără? Din 2013 am hernie de disc. Da. Aici, așa, am fost la Edine cu 2 ani în urmă și m-am simțit tot așa masaj de ca... Adică, dar nu ca la dumneavoastră cum am văzut pe internet. Dar acum, de cât timp v-a apucat durerea? Ei, am de-am și injecție am pus, de-am nu știu cât. O lună, două, trei? Mai, cam așa. Adică la sâmbătă, deloc, fără injecție, nu m-am putut cu la din partea. Trei luni de zile vă chinuiți cu durerea, da? Da, da. Durerea cum simțiți? E mâna și piciorul stâng. Piciorul și mâna stângă? Da. Cu inima nu aveți? Am fost, am mai trecut, nu. Să tot nu cu inima, da? Da. Uh-huh. Adică o să iei piciorul, da. Te-a mers? Da, și nu facem fragmă doare. Uh-huh. Și medicamentul nu mai ajută. Ia, parcă până la rând. E ca așa, după cap. Uh-huh. Așa, dați brațele sus, dați verificări porțiunea de sus. Așa, și piciorul. Relaxați, liber. Nu, nu, eu sunt. Okay. Aici este durerea? Da, oleu, mamă! Relaxați. Aici? Aici nu chiar, suportabil. Aici mai tare, da? Uh-huh. Dați brațele jos. Dar cine v-a dat numărul de telefon? Domnul Valentin. Stăpânul la magazinul unde lucrez. Nu a fost cu o lună, o urmă, două. A, el a fost la mine și? Da, la sfârșit, eu cum ai zis tu. Da. Și apoi eu am luat ceva, am urmărit. Tu vă urmăresc. L-am ucis bine, da? Da, o-ți, Doamne, o-ți, Dumnezeu să-i dai sănătate. Da, adică să simte bine. Foarte, de atât așa am... Să-l zinești dumneavoastră. Da. Așa, relaxăm, liber, bun? Așa. Ua! Aici ești. Ia, am înțeles. Nu e suportabil acolo. Așa. Nu încă o dăm liber, bun? Brațul liber, ca puțin așa. Așa. Și liber. Cate. Principal nu încă o dăm liber, umeri liber. Cât mai relaxat, cât mai ușor lucrez. Liber, într-un aer. Așa, gata. Da. Domnul care a ajuns, lucrează, muncește. E bine. Așa și dumneavoastră să fie bine. Pur și simplu, cu cât mai mult lăși problema, ea nu se ameliorează. Da, nu știu de dumneavoastră, eu am fost la lucru. Noi lucrăm 3 săptămâni. Și apoi am stat în spital și nu am putut vine. Sunt liber, liber. Sunt liber. Așa. Liber, liber. Capul liber. Relaxat. Liber, liber. Eu singur conduc bine. Eu singur. Luăm aer adânc și expirăm. Liber, liber, coloana liber. Gata. M-am trăit să o văd și pe asta.
să mă împingi brațele. Ridicăm acum burta. Și nu încordăm liber, liber, nu? Liber să văd. Partea asta era durerea. Mm-hmm. Relaxăm liber și uitați, fiți atent. Liber, 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 liber. Relaxați tot și uitați, liber. Nu. Da, bine. Sunt scris tare să mă iet. Nu, n-am durere. Aici a fost durere. A dispărut, ați văzut? Nu mai destul scurectat. Aici la fel, aceeași situație. Dacă este un bloc pe coloană, dar bloc se formează din cauza că noi avem o ținută incorrectă, sau muncim, ridicăm greu, incorrect. Și toată presiunea asta, toată problema o face că rotește o parte, o vertebră o rotește, sau însuși o mișcă sau herniasă, da? Discul intervertebral, ceea ce duce ca efect că omul are dureri, amețeli, amorțeli, un deficit în organism, da? Da, și ca efect, mâine, da, și mâinile, corect. De unde să fie circulație bună dacă pe coloană sunt impedimente pentru sânge, înțelegeți? Compresia tot e un impediment, se primește. Și dacă noi nu eliminăm asta, se începe probleme cu organele interne. Noi ne tratăm de ceva, dar problema e, în primul rând, trebuie de verificat coloana. O excludem dacă coloana e sănătoasă și atunci începem cu tratamentul visceral. Dar dacă în cel 90%, asta e problema de coloană, care iradează în organ intern. Înțelegeți? Așa. Așa, corect. El se duce ca curent, ca tot. Iar acum vă întoarceți. Nu vă sfătuit rău omul cel la care vă sfătuit? Da. Da.